Bine v-am găsit, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Noi îți mulțumim că ai acceptat să vii la noi în platou. Ce ai în mână, nu te supăra. Da. Această păpușică se numește Matrioșca. În mod normal ar fi trebuit să vin cu Matrioșca cea mare, surioara ei. Nu știu dacă ați auzit că eu am adăugat în repertoriul meu o foarte, foarte, foarte mare Matrioșca. E, ea n-a putut să ajungă în această seară la voi, ea fiind mai grăsuță, și mai măricică. Da, Matrioșca e așa, bagi fiecare băbușică, nu? E așa, exact, exact, da, foarte multe surioare, foarte multe băbușele înăuntru. Și a trimis-o pe cea mai mică. Ea este, uitați, seamănă întocmai cu cea mare, numai că e cea mai micuță și va sta alături de noi în această seară. Pot să te rog. Știm că îți îmbunătățește show-urile de fiecare dată, iar acum ai adăugat niște elemente noi. Așa este, sunteți foarte la curent. În momentul de față, show-ul meu este foarte mare, foarte bogat. Am un leagăn cu flori în care eu mă legăn foarte frumos ca o gheișă. În timpul repertoriului e foarte... foarte feminin. Este plin de LED-uri, foarte, foarte drăguț. Am un cufăr foarte frumos, unic. Bine, și la gândul de asemenea este unic, ca și Matrioșca cea uriașă. Este un leagăn care se aprinde la căldura corpului și atunci el degajă cufăr, da, da. El degajă lumină, dar îl vom descoperi imediat ce voi cânta noua mea melodie, da? Și această Matrioșca uriașă care a apărut foarte, foarte la televizor. Apare și ea. Da. E mică și drăguță. A apărut recent în gașca noastră, da, și este făcută de un sculptor și pictată de un pictor, totul manual, totul frumos. Povestești. Știm că ai și un DJ, scuză-mă, Alex. Da. Exact. Alex. Am un DJ, da, care mixează în timp real, DJ Vini se numește, și ce să vă spun, show-ul meu este foarte frumos, foarte complex și aștept să ne invitați. Am să vă rog frumos să-l contactați pe Florin Nedelcu, liveartist.ro, și vă rog frumos să intrați pe site-ul meu www.analesco.ro și .com. Vă aștept acolo. De acolo să intrați și pe Facebook-ul meu, pagina oficială. Și acum mă aștept să dai numărul de telefon, nu? La câte adrese. Pagina oficială este foarte important, să nimeriți pagina oficială a Facebook-ul meu, pentru că sunt foarte mulți. Dar cum ne dăm seama că e pagina ta oficială? Păi dacă intrați dinspre, mai întâi accesați site-ul meu și apoi intrați direct jos acolo, e Facebook-ul, și intrați și veți vedea absolut tot ce fac, pentru că sunt foarte, foarte activă în ultimul timp, cum am promis. Acum vreo 3 luni am promis și mă țin, să știți, de promisiunea. Da. Și sunt foarte activă, vă pun filmulețe, vă țin la curent cu absolut unde cânt, ce s-a întâmplat, ce se întâmplă. Da, am citit că ai scris la tine pe site că în copilărie erai capul răutăților. Da, nu doar pe site, da, așa este. De ce vrei să scormoni puțin trecut? Da. Într-adevăr, am fost. Am făcut multe lucruri. Bine, lucrurile pe care le face un copil care nu prea are astâmpări, așa, un copil nu foarte cu minte, cu imaginație prea bogată, știi? Genul acela. Adică am tuns pe cineva foarte urât. Da, asta am citit. Am gătit ceva care a fost puțin... Acum gătești? Prea foarte, 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 foarte gustos. Da? Gătesc foarte gustos, dar nu stil românski. Paruschi, ucrainski. Ce-ți place să gătești? Mâncare gătită. Nu, îmi place să mănânc puțin mai ușor așa, dar dacă e să gătesc ceva foarte consistent, foarte gustos. La cuptor, foarte multe chestii mai complicate așa. Se întâmplă des sau doar când ți-e poftă de ceva, doar când ai timp să faci? Nu se întâmplă des, recunosc, nu vă mint, dar atunci când am această inspirație, cum de altfel și mă împac cu pictura, trebuie neapărat să am inspirație. Atât pentru bucătărie, le respect pe toate bucătăresele care vin sărciușchile acasă, dau jos toate astea, își pun șorțuleți, trebuie să gătească. Wow, da. Dar eu nu am astfel de situație și de aceea atunci când gătesc, clar sunt foarte inspirată sau mi-e foarte foame. Ești o femeie frumoasă, știe toată lumea lucrul acesta. Mulțumesc, Alex, ești drăguț. Nu sunt primul care spune asta și nici ultimul. Da, colega ta. Spune-mi frumos și colega mea, normal. Dar pe tine vreau să te întreb acum dacă tu crezi în frumusețea naturală sau se mai pot face din când în când mici retușuri cu un botox, cu un bisturiu. Da, înțeleg ce răspund. Atâta timp cât este foarte frumoasă, nu mai pune întrebări. Ce contează? Eu sunt curios. E curios. Dacă tu ești de acord sau nu cu micile ajustări. Eu foarte de acord, da. Da, evident, trebuie să nu exagereze, evident. Trebuie să fie vorbești cât mai... Vorbești de tine sau în general acum?
În general. Trebuie să nu exagereze, dar femeile, în general, atât cât din punct de vedere vestimentar, iarăși să nu exagerăm, atât estetic. Trebuie să știe să se machieze frumos, trebuie să știe dacă, nu știu, mărimea sânilor pe care și le-ar dori, trebuie să fie potrivită. Să încapă în mâna voinicului. Nu foarte, nu exagerat. Să fie ceva foarte, foarte estetic, drăguț. Că ai adus vorba despre vestimentație. Da. Ești foarte apreciată. Mulțumesc. Ai un designer? Da, eu colaborez cu Andreea Matei de vreo 6 ani. Am avut foarte multe alte colaborări înainte. Cu Andreea mă înțeleg foarte bine. Andreea este cea care mă ascultă, care rumegă mereu tot ce îmi doresc, tot ce așa, și se descurcă de minune cu mine. Și mă mai echilibrează. Ea este un designer foarte apreciat, dar lumea designerilor o știe, o cunoaște. Voi mai puțin. Da, și este o fată minunată. De asemenea, soțul ei, Matei Corvin, îmi face cizmele, da, din când în când, când are și el chef, da. Și când nu ți le face, ce faci? Un bit de sculță? Nu, da, găsim alte situații, da, deschidem alte șifonierul soluții, și da, găsim. Da, aș vrea să asculte și el mesajul meu, dar voi fi foarte subțiri, da. Dragii mei, eu v-am adus. În 30 de secunde trebuie să-mi arăt. În 30 adus, de secunde trebuie să vă arăt ceva, ce v-am adus. Uitați așa. Ce vrei? V-am adus single-ul Frondel cu cel care se ocupă impresarul meu. Trebuie neapărat. Și asta e pentru mine? Asta este pentru tine, dar vreau să spun următorul lucru, că este single-ul de dinainte și single-ul Wake Up este, are această poză. De ce, Alex, da, de ce e loc, nu? Așa? E cald aici, e cald, foarte, da, și da, foarte, da, multe daruri aici, uite, uite pe matrioșca. Okay. E mai bine așa. Din păcate, mulțumesc frumos. A, așa. Și stai puțin, Alexei, că nu ți-am dat acest poster. Mulțumesc, că îl voi pune pe perete deasupra. Nu, nu exagera, Alexei, că nu. Era, dar o să-ți scriu, știu. Mulțumim. Am să scriu aici, drăguț. Mulțumim frumos, din păcate nu prea mai avem timp de stat la vorbă. O auzim pe Anarescu cântând în câteva minute. Ai nevoie de asta? Dar înainte de asta trebuie să vă spunem, doamnelor și domnilor, că Focus Mondain a ajuns la final. Înainte să ne luăm la revedere, vă reamintim că ținem legătura pe Facebook, ne găsiți pe pagina Focus Mondain. Dezbatem acolo cu voi cele mai interesante știri mondene. În plus, dacă aveți informații despre vedete sau imagini incendiare cu acestea, trimiteți-le pe adresa de e-mail focusmondain@primatv.ro. Noi suntem Andreea Frid și Alexandru Constantin. Ne revedem săptămâna viitoare, marți, la o nouă ediție Focus Mondain. O noapte bună să aveți, la revedere, vă lăsăm împreună cu Analescu. Watch out! Yeah! Nina Care Creation! Let's go! Let's go! Let's go!
You better do it, you better do it, you better do it.